Vă salut, oameni buni! Se anunță o zi caniculară. Sunt deja 35 de grade la umbră. Eu am reușit să extrag de la toți stupii toată mierea care am avut-o. A mai rămas stupul ăsta multietajat și roii de acasă, care o să trebuiască mâine să-i extrag și pe aceea. Am vrut să vă filmez și stupul ăsta, nu l-am mai filmat de o lună zile. Mai precis, după 29 iunie, când i-am dat acest corp, v-am arătat de când l-am format, de când am schimbat, am mutat albina de pe corpul de 1x1 de dant pe acest stup multietajat, ramele cu foiță din plastic de la stuparu.ro. V-am arătat, aveți toate filmulețele cu toate etapele. Și acum haide să vedem. Eu i-am dat corpul ăsta. Am urcat niște rame cu puieta aici și am mai băgat și încă 3 rame cu foiță de generație mai nouă de la stuparu.ro, ceruite de ei, să vedem dacă și pe acelea le-a crescut. Le-am dat înaintea culesului de floarea soarelui. Haideți să vedem ce găsim aici, să vedem dacă am și ceva miere de stors din el. Această familie, când am transvazat-o eu, era cu o matcă care nu prea mai vrea să-și facă treaba. Am tot tatonat cu ea, am lăsat-o să vedem ce face. Nu prea a vrut să mai dea înainte mai deloc. Nu prea am luat în creștere foițele. Și am decis să schimb și matca. Matca am schimbat-o. Matca am schimbat-o pe 28-a 5-a, vedeți, une 10. Aici, în corpul de recoltă, am intercalat niște rame. Am urcat, nu mai știu exact, dar am urcat vreo 2-3 rame de cupuiet căpăcit. Ia să vedem acum. Asta cred că a fost o ramă unde a avut, da, unde a avut puiet căpăcit, a eclozat tot și a băgat și miere pe ea. Uite așa frumos. Acum nu mai există cules în natură și trebuie lucrat foarte repede cu ele, că poate să facă un furtișag. Haideți să dau corpul ăsta la o parte. Are ceva miere pe el. Dar să ne uităm pe cele 3 rame. Sau 2, nu mai știu exact. Să vedem dacă le-a crescut. După câte văd, nu prea a vrut să se apuce de ele. Da, foarte puțin pe aici. Dar le vor crește. Pentru că eu de acum încep să le iau corpul ăsta și încep să le stimulez pentru intensificarea pontei. A, și aici la fel. Rama este, foița este curbată. A început să o crească pe aici. Haideți să scot și o ramă din cuib de aici cu puiet. Aici o ramă cu puiet eclozat, mai are pe margine și începe să căpăcească din mijloc. Aici la fel, a rămas pe margine. În mijloc, iarăși ouă.
Aici o ramă cu cuet căpăcit. Dacă au fost puțin strâmbe, a început să clădească și niște limbi de ceară. Acesta este puietul. Da? Un puiet compact, sănătos. A avut ce-i trebuie. A fost format pe o colonie care avea albină și culegătoare și doică. A fost schimbată doar matca. Bun. Mai jos nu mai intru că nu are sens. Îl voi reduce la aceste două corpuri de multietajat. Ăsta de recoltă am să-l iau. Am să-i scutur albina. Asta e o foiță. Și pe asta am dat-o tot atunci când am intercalat, când am pus corpul ăsta și am intercalat ramele. Asta e pe alb, pe galben, foița. A clădit-o, dar așa parțial, nu total. Pe partea asta mai puțin. Așa, asta a fost o ramă unde a avut puiet pe ea. A ecluzat puietul și a băgat miere. Este plină. Asta începe să căpăcească, nu sunt celule cu puiet aici. Aici e iarăși o foiță. Foarte puțină miere a băgat. Cred că are multă miere și în cuib. N-a prea vrut să urce miere aici sus. Asta pe partea s-a băgat. Pe partea asta mai puțin. De fapt, deloc pe partea asta. Da, pentru început este foarte bine. La anul le-am aproape crescute pe toate. Nu o să mai muncească să le crească. N-am luat peria, n-am luat. Cred că sunt undeva la vreo 5 kg de miere adunată de pe toate ramele. Dar nu este nicio problemă că nu. Intenția mea a fost să cresc aceste rame anul ăsta. Nu o să fac producție de miere, abia de la anul vedem ce face. Și iernarea pe aceste corpuri de multietajat. Bun. Acum îl pregătesc pentru stimulare. Am să-i pun
folia aia cu decupaj, aceasta. Vedeți? Are decupaj pentru... Și decupajul este într-o parte, aici, pentru că o să trebuiască în curând să administrez și turta proteică. Să gonesc puțin albina când pun acum hrănitorul, să nu strivesc albina. Am să așez hrănitorul exact pe decupaj aici. Și aici în spate am să pun un bețișor, să ridic puțin hrănitorul către față. Un bețișor de la vecinul, că el nu are. Și îi pun aici pe spate, să stea hrănitorul înclinat către față, aici, pe unde vin ele să ia sirop. Bun. Acum, pun înălțătorul ăsta. De fapt, ea este o magazie de jumătate. Folia o strâng și o las aici deasupra. Pun și pâzla asta ca să fac o rupere termică între capac și hrănitor. Și l-am pregătit și mai pe seară vin să-i administrez sirop. Și voi administra, ca și la ceilalți, câte 3 litri jumătate, ca atâtea hrănitoarele astea, 3 litri jumătate de sirop în la fiecare 2-3 zile, ca să facă și o completare de hrană și formă încep o stimulare așa mai mică cu 200 de mililitri, 250-300 de mililitri maxim. Și încep să le administrez și turta superproteică, dar mai durează până le încep să le administrez. Ce mai fac eu la această dată? Vin și reduc urdinișele, pentru că de acum încolo de aerisire nu îmi fac probleme, pentru că am fundere antivaroa. Vin și reduc urdinișele, să nu provoc furtișag. Așa. Bun, eu cam asta am vrut să vă arăt. Sănătate și numai bine!